acasă și vă săturați. Și voi, daților, nu provocați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în disciplina și învățătura Domnului. Citim acum cuvântul lui Dumnezeu în Epistola către Efeseni, capitolul 6 și versetul 4, înainte ca bărbații să poată să vină să-și zice cadoul pentru ziua Tatălui, trebuie să îndure predicarea pentru ziua Tatălui, da? Și după aceea va fi și darul, cadoul. Este interesant să observăm această adresare directă a lui Dumnezeu prin cuvântul Său pentru noi, bărbații în general și tații în special. În versetul acesta am pus și niște... În alți ani am avut un preloc cu aceste imagini, acum am făcut doar așa un cartonaș mic, plasticat cu aceste imagini, care sunt și pe invitație, acest verset, Efeseni 6 cu 4, în Biblie, și de asemenea acest îndemn care este aici că oricine poate să fie un părinte, dar este nevoie de un bărbat deosebit ca să fie un adevărat tată. Și este o diferență între doar să fii un tată biologic sau un părinte și să fii un tată în adevăratul sens al cuvântului și chiar în mod desăvârșit ca și un tată spiritual, să zic așa. Și am observat aici începutul acesta de verset unde spune Dumnezeu prin cuvântul Său și voi. Este o adresare corectă, directă. Probleme cu cuvintele în seara asta. O adresare directă. Și voi, taților, este o mare pentru noi ca Dumnezeu să ni se adreseze în mod direct. De multe ori, cuvântul lui Dumnezeu se adresează în general oamenilor, alte ori în mod specific, dar aici este o adresare directă, specifică, pentru bărbați și în mod deosebit pentru tați. Și voi, taților, Dumnezeu, prin cuvântul Său și folosindu-se de mesagerii Săi, ni se adresează nouă bărbaților. Și mă rog ca Dumnezeu să mă folosească în seara aceasta ca și mesager al Său, ca ori de câte ori vă aduc din cuvântul Său ceva specific pentru învățătura noastră, să primiți ca din partea lui Dumnezeu și să considerați aceasta onoare sau un privilegiu, că Dumnezeu ni se adresează nouă, în mod deosebit. De asemenea, să fim foarte atenți la aceste ocazii în care Dumnezeu ni se adresează. Pentru că așa ne arătăm dragostea noastră față de Dumnezeu și respectul nostru față de Dumnezeu. Prin cât de meticuloși, cât de atenți și cât de grabnici suntem să împlinim instrucțiunile cuvântului lui Dumnezeu pentru noi. Și voi, taților, se adresează Dumnezeu atât bărbaților în general, adică celor care au dat naștere la fii și fiice în mod biologic, dar și celor care ar putea fi în această situație. Dumnezeu are ceva de spus bărbaților. Și aș vrea să intru în subiect și primul punct ar fi rolul nostru de tată biologic. Dumnezeu ne dă acest rol bărbatului de tată biologic. Ce înseamnă asta? Aș vrea să petrecem foarte mult timp aici, dar aceste roluri se succed. Și aș vrea și le-am aranjat în așa fel progresiv, de la cele mai simpliste până la cele mai profunde și cu o încărcătură spirituală mai mare. Și cel mai simplist este acest rol de tată biologic. Atunci când cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre spița unui neam, sau așa cum o mai numim noi, genealogie, aproape totdeauna în aceste genealogii, în Biblie sunt menționate numele bărbaților din acel neam, cu mici excepții. Am luat ca exemplu genealogia Domnului Iisus Hristos din Evanghelia după Matei, capitolul 1, este probabil una dintre cele mai cunoscute genealogii nouă creștinilor. Și urmărim acolo și spune cartea genealogiei lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Și de la versetul 2 începe, Avram a născut pe Isaac. Noi nu zicem așa în mod normal. Noi zicem că femeile dau naștere, dar cuvântul lui Dumnezeu folosește un limbaj diferit. Și spune că bărbații au născut. De ce? Pentru că bărbatul poartă această sămânță genetică, cred că am zis corect, da? Și pentru perpetuarea spiței de neam. Avram a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacob, Iacob a născut pe Iuda și frații săi, și așa mai departe. Versetul 5. Salmon a născut pe Boaz din Rahab. Iată micile excepții în care femeile sunt pomenite în genealogie. Există aceste excepții, dar de obicei bărbații sunt menționați. De asemenea, versetul 16, una dintre cele mai mari excepții, Iacob a născut pe Iosif, despre care spune că este soțul Mariei,
din care, nu din Iosif, ci din Maria, s-a născut Iisus. Este cea mai mare excepție, pentru că Iisus este născut din fecioară. Nu Iosif l-a născut pe Iisus, ci Maria l-a născut pe Iisus din Duhul Sfânt, așa cum ne-a explicat Îngerul. Biologic vorbind, este bărbatul la care sămânță dă naștere la fii și fiice după el. Dacă ne uităm în Genesa capitolul 5, la spița neamului lui Adam, a trăit și a născut fii și fiice, apoi a murit. Fiul lui a trăit și la vârsta cu tare a născut fii și fiice și apoi a murit. Este aceeași exprimare în cuvântul lui Dumnezeu. Deși în mod normal, noi zicem că femeile nasc, literal, pentru că ele poartă în pântece pruncul, totuși Biblia punctează, scoate în evidență faptul că sămânța care duce mai departe spița unui neam, vine prin bărbat. Nu vă lăudați prea tare cu lucrul ăsta, pentru că asta înseamnă că și natura păcătoasă se transmite tot prin bărbat. Da? Asta este cauza sau motivul pentru care Domnul Iisus n-a putut să aibă o tată pământesc, fiindcă El nu a avut o natură păcătoasă. Această natură păcătoasă a pruncilor este moștenită de la bărbat la bărbat. Sigur că bărbatul nu face asta singur, nu dă naștere singur, ci cu ajutorul femeii, cunoaște lucrurile acestea, care are partea ei în acest proces de perpetuare a rasei umane. Dumnezeu a zis, creșteți, mulțiți-vă și umpleți pământul. De asemenea, Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul, adică Adam, să fie singur. Și a creat-o pe Eva, cu ajutorul căreia, printre altele, Adam a dat naștere la fii și fiice, așa cum spune în cartea Genesa. Dacă citim, de exemplu, în capitolul 4, versetul 1, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Genesa 4 cu 1, Adam a cunoscut-o pe soția sa, Eva, ea a rămas însărcinată și a născut pe Cain. Ea a zis, cu ajutorul lui Dumnezeu, am adus pe lume un om. Aceasta este rânduiala lui Dumnezeu. Un bărbat, o femeie, formează o familie pentru toată viața și trebuie să se reproducă. Ce vedem noi în lumea noastră este o pervertire a voii lui Dumnezeu. Biblia spune, bărbat cu bărbat și femeie cu femeie este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. În cartea Romani, capitolul 1, spune că ei își vor primi pedeapsa în ei înșiși. În ei înșiși. Una dintre penalizări pentru aceste urâciuni este faptul că ei nu pot să ducă mai departe rasa umană și să dea naștere la fii și fiice. Este împotriva naturii. Și o alta sunt acele boli care le curg de aici. Sida, care este o boală născută din aceste urâciuni și mai nou, acum poate ați auzit de variola maniuței, care nu s-a dat așa pe șleau de la început, dar acum s-a recunoscut că se întâlnește mai mult între aceste comunități de homosexuali. Își vor lua pedeapsa în ei înșiși. Rânduiala lui Dumnezeu nu este aceasta. Oamenii nu se nasc așa, cum spun ei, ci este o alegere păcătoasă, dar este o alegere ca și orice păcat care poate fi schimbată. Nu trebuie să moară așa. Și după cum orice păcat poate să fie iertat, și acesta poate să fie iertat și poate să fie părăsit și aceasta dorește Dumnezeu, aceasta este rânduiala lui Dumnezeu. Rolul biologic. Hai să trecem mai departe. Rolul de tată pământesc sau al lucrurilor materiale. Da? Rolul de tată biologic, cel care poartă sămânța de reproducere a rasei umane. Al doilea, rolul de tată pământesc. Dacă citim în Evanghelia după Matei, bărbatul lui Dumnezeu îi rezervă acest rol. În Evanghelia după Matei, capitolul 7 și versetul 11, Domnul Iisus spune, voi, deci, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru, care este în cerul, va da lucruri bune celor care îi le cer. Avem aici o comparație, dar și un contrast, între rolul de tată pământesc, care asigură pentru familia lor, care se bucură să dea lucruri bune copiilor lor, care vrea să le dea protecție și tot ce e mai bun, și Tatăl Ceresc, care are mult mai multe pentru noi. Dumnezeu îi cheamă pe bărbați și la această poziție privilegiată și binecuvântată de a fi tați în lumea aceasta. Nu doar purtători de sămânță biologică. De aceea am spus că oricine poate să fie un părinte, dar
cere puțin mai mult decât asta să fie un tată pământesc care să asigură un anumit grad de confort și siguranță și, mă rog, stabilitate familiei pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Ca și tată pământesc, Dumnezeu îi dă bărbatului multe privilegii, dar și multe responsabilități în același timp. Și aș vrea să menționez câteva. Mai întâi, rolul de temeitor al familiei. Dumnezeu dă bărbatului rolul de temeitor al familiei. Deși bărbații nu trebuie să fie obsedați de gândul însurătorii, așa cum poate sunt unii tineri sau unii băieți, nu trebuie să fim obsedați de lucrul acesta. Totuși, ei trebuie să fie atât cu ochii deschiși și cu inima deschisă pentru soția pe care se presupune că Dumnezeu o va alege pentru ei. Pentru că Dumnezeu a spus, nu este bine ca Adam să fie singur, ca omul să fie singur. Îi voi găsi, îi voi procura un ajutor potrivit. Bărbatul trebuie să știe lucrul acesta, trebuie să dorească lucrul acesta și la vremea potrivită trebuie să fie cu ochii deschiși și cu inima deschisă la mișcările pe care le face Dumnezeu în viața lui. În mod normal, bărbatul este cel prin care Dumnezeu inițiază această relație de căsătorie. El este, în mod normal, cel care curtează și cere femeia în căsătorie în urma călăuzirii lui Dumnezeu. Și lucrurile acestea le știm până astăzi. Este foarte ciudat și nu prea normal să auzi că o femeie cere în căsătorie un bărbat. Nu-i așa? În mod normal, lucrurile se întâmplă invers. Da? Și Dumnezeu lucrează în felul acesta și îi dă bărbatului rolul acesta de întemeitor. Gândiți-vă la Adam. El a știut că nu e bine să fie singur. Și ce a făcut? Și-a căutat un ajutor potrivit printre animale, da? Așa cum unii oameni cred astăzi că cu animale de companie o să își rezolve problemele din viață. Sau, mă rog, cu alte și alte lucruri. Adam a căutat lucrul acesta, dar Dumnezeu a zis, nu s-a găsit niciunul potrivit pentru el și eu îi voi face un ajutor potrivit. Da? Deci Dumnezeu îi dă bărbatului acest rol de inițiator în a întemeia familia. Dumnezeu i-a dat bărbatului capacitatea biologică să poarte sămânța reproducătoare și dorește să facă asta în cadrul familiei, nu în afara ei. Amin? Această înmulțire a speciei umane trebuie făcută în cadrul familiei, nu în afara ei. Dumnezeu vrea ca bărbatul care are această capacitate biologică de reproducere să-și întemeieze mai întâi o familie și apoi să aducă pe lume fii și fiice cu ajutorul lui Dumnezeu și, evident, al femeii. În al doilea rând, aici, aș menționa rolul de conducător al familiei, ca și tată pământesc. Tot la acest subiect, ca și tată pământesc, da? Bărbatul este cel care trebuie să se îngrijească de direcția și nevoile familiei sale. Dacă ne uităm în cartea Efeseni, în capitolul 5 și versetul 23, soțul este capul soției, după cum Hristos este capul bisericii. Rolul de conducător al familiei. Din nou, este un mare privilegiu, dar aduce o mare responsabilitate pentru bărbat. Conducătorul trebuie să asigure tot ce este nevoie pentru cei din casa lui. Inclusiv climatul de pace, de liniște, de armonie, de bună înțelegere. Bărbatul trebuie să-și iubiască soția, tot aici în Efeseni 5:25, soților, iubiți-vă soțiile după cum Hristos și-a iubit biseria și s-a dat pe sine însuși pentru ea. În acest fel trebuie să-și iubească soția și copiii până la sacrificiu. După cum Hristos și-a iubit biserica și s-a dat pe sine însuși pentru ea. Am citit mai devreme Matei 7 și versetele dinainte spune, care este omul acela, Matei 7:9, care este omul acela dintre voi, care dacă îi cere fiul său o pâine, îi va da o piatră, sau dacă îi cere un pește, îi va da un șarpe. Bărbatul își iubește familia, își iubește copiii și se grăbește să le împlinească nevoile, atenție bărbaților, nu mofturile, nu spune aici care este bărbatul acela dintre voi care dacă îi va cere fiul său un Lamborghini sau cel mai scump telefon sau nu știu ce, se grăbește să-i dea. Nu spune despre asta, spune despre nevoile de bază ale vieții, nu despre mofturile copiilor. Amin? E important să înțelegem asta. Da? Pentru că sunt mulți părinți astăzi care nu își împlinesc rolul de bază pe care îl dă Dumnezeu în Biblie, se dau peste cap să facă bani și să le
împlinească copiilor lor toate mofturile, să nu mai fie nimeni așa ca și copiii lor. Bărbatul trebuie de asemenea să-și ghideze familia în viață. Avem un exemplu negativ în Vechiul Testament, în Cartea Rut, e bine să căscăm ochii aici, bărbați. Spune Biblia în Cartea Rut că era un om pe nume Elimelec, care locuia în Betleemul lui Iuda. Și pentru că a venit o foamete în țară. Câte crize nu sunt? România e sărăcie, nu-i aia, nu-i aia altă. Și așa mai departe. Ce a făcut el? A zis, hai să ne mutăm din țară. Ca să asigur pentru familia mea. Dar nu l-a întrebat pe Dumnezeu lucrul acesta. A plecat din poporul lui Dumnezeu, a plecat într-un popor străin care nu se închina lui Dumnezeu, a plecat din adunarea lui Dumnezeu, de ce? Ca să trăiască mai bine. Și este trist acest exemplu, fiindcă familia lui a suferit nenorocire după nenorocire. Bărbatul trebuie să-și ghideze familia în viață în așa fel ca să fie în siguranță, să le dea o direcție bună pentru cei din familia sa. Bărbatul trebuie de asemenea să asigure pâinea pentru familia sa. Probabil că aceasta l-a mânat pe Elimelec. Și era îndreptățit să gândească, eu trebuie să asigur pâinea pentru familia mea. Lucrul acesta este bun. Bărbatul trebuie să-și asume această responsabilitate. Dar nu trebuie să uite că Dumnezeu, Domnul Iisus, a promis să ne dea pâinea cea de toate zilele. Amin? Nu trebuie să mergem împotriva cuvântului lui Dumnezeu ca să câștigăm o pâine. Dumnezeu este credincios. El ne va ajuta să câștigăm o pâine împlinind cuvântul lui Dumnezeu, nu călcând cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum am făcut în sensul acela Elimelec. Dar totuși, bărbatul trebuie să asigure pâinea pentru familia sa. Spune Biblia încă din grădina Edenului lui Adam, cu sudoarea frunții îți vei câștiga pâinea. Asta este treaba bărbatului. Să transpire muncind ca să asigure pâinea casei lui. Nu spun că femeia nu poate să participe la această activitate, hai să numim economică, dar este responsabilitatea bărbatului să asigure. Nu este responsabilitatea femeii să asigure pâine. Dacă ne uităm în... avem multe exemple în Cuvântul lui Dumnezeu, dar hai să ne uităm puțin în 2 Tesaloniceni, capitolul 3, de la versetul 10 la 12, avem câteva învățături sănătoase în sensul acesta. Epistola 2 Tesaloniceni, capitolul 3, de la versetul 10. Apostolul Pavel spune, căci atunci când eram cu voi, v-am poruncit aceasta. Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Auzim că între voi sunt unii care umblă neorânduială, nu lucrează nimic, dar se amestecă în treburile altora. Unora ca aceștia le poruncim să îi îndemnăm și ne îndemnăm în Domnul Iisus Hristos să lucreze în liniște ca să-și poată mânca propria lor pâine. În cele mai vechi timpul, bărbatul sau băiatul sau tânărul trebuia să învețe o meserie cu care să câștige pâinea pentru el și pentru posibila viitoare familie a lui. În religia iudaică, în obiceiurile evreiești, fiecare tată trebuia să-și învețe până la 12 ani copilul să știe o meserie din care să-și câștige pâinea. Din cauza aceasta, Domnul Iisus Hristos a fost învățat meseria de tâmplar, pentru că tatăl său, care l-a crescut pământesc, Iosif, era tâmplar. Astfel, bărbatul, ca și tatăl pământesc, trebuie să ofere familiei sale un anumit grad de siguranță. Un anumit grad de siguranță, un anumit grad de confort. Lumea în care trăim are nevoie de astfel de bărbați, de astfel de modele, care iau viața în piept, care nu le este frică să-și întemeieze o familie, care nu le este frică să aibă copii, da? Și care pot să asigure un anumit grad. Din nou, vorbim despre mofturi sau despre compararea cu lumea. Noi trebuie să ne diferim de lume, să fim diferiți de lume, nu să ne asemănăm cu lumea. Dar trebuie totuși ca familia să aibă un anumit grad de liniște, de confort. Pentru că tatăl, pentru că bărbatul asigură acest climat. Și Dumnezeu i-a dat această responsabilitate. Lumea în care trăim, spuneam, duce lipsă, de asemenea bărbați, aș spune, curajoși, puternici, cu inițiativă, care să aibă călăuzirea lui Dumnezeu, nu să facă după capul lor. Și Elimelec, de exemplu, a fost curajos când a spus, hai să plecăm din țara noastră și să ne mutăm dincolo cu toată familia. A avut inițiativă, dar n-a avut călăuzirea lui Dumnezeu. Este foarte important, amin? Bărbaților, este foarte important.
Nu faci de capul tău. Nu faci pentru că așa ți-a zis vecinul. Nu faci pentru că așa face toată lumea. Ci doar dacă cuvântul lui Dumnezeu te-a convins și Duhul lui Dumnezeu te-a călăuzit că asta trebuie să faci. Asta trebuie să faci. Bărbați care își asumă întemeierea unei familii și care își asumă responsabilitatea conducerii și protecției acestei familii, asigurării acestui climat de pace, de siguranță și de bună înțelegere. Și în fine, aș vrea să ajung la rolul care îl consider eu și cred că și Biblia cel mai important pe care Dumnezeu îl rezervă unui bărbat, și anume rolul de tată spiritual. Am spus tată biologic, purtătorul sămânței, tată pământesc, liderul familiei, ocrotitorul, într-un anumit, cel care asigură pâinea, cel care dă direcții, cel care, într-un fel sau altul, oferă un anumit grad de stabilitate. Dar cel mai important este rolul de tată spiritual. Și acesta, noi nu suntem tată ceresc, tată ceresc este unul, dar este o copie. Tatăl spiritual, bărbașul, este în familie o copie, o ilustrație a tatălui ceresc. Amin? Trebuie să înțelegeți lucrul acesta. Nu este același lucru. Bărbatul nu este Dumnezeu. Nu spun asta. Dar până la o anumită vârstă, copiii vor înțelege cine și cum este Dumnezeu uitându-se la tatăl lor. Sau vor înțelege greșit lucrul acesta. De aceea, acest rol de tată spiritual este foarte important. Aș spune eu, cea mai mare onoare pentru bărbat și în același timp cea mai mare responsabilitate care Dumnezeu îi dă bărbatului. Dumnezeu l-a chemat pe bărbat să fie liderul spiritual. Sau, dacă vrem să folosim limbajul biblic, să fie preotul familiei sale. Preotul este legătura dintre două părți. Este mijlocitorul. Și Dumnezeu l-a chemat pe bărbat să fie preotul, conducătorul închinării, legătura dintre familie și Dumnezeu în sensul acesta. Sigur că noi știm că fiecare putem avea legătură personală cu Dumnezeu. Dar vorbesc în cadrul acesta de familie. Bărbatul are această responsabilitate să fie preotul familiei sale. Dacă observăm cu atenție, vom înțelege că Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, se adresează în general bărbaților. Din nou, nu vreau să facem o discriminare intenționată. Dar Biblia se adresează în general, când nu folosește nume specifice, se adresează fraților, bărbaților. Nu pentru că femeile sunt trecute cu vederea, nu acesta este motivul, ci pentru că este responsabilitatea bărbatului să învețe cuvântul lui Dumnezeu celor din casa sa. Din cauza asta, Biblia se adresează bărbaților, pentru că se presupune că ei vor duce mai departe cuvântul lui Dumnezeu și îl vor însămânța în casele lor, în familiile lor, în viața copiilor lor. Este responsabilitatea bărbatului să învețe cuvântul lui Dumnezeu celor din casa sa. Cu mici excepții, atunci când în mod intenționat și specific cuvântul lui Dumnezeu se adresează unor femei anume, da? Sau unor femei în general și folosește cuvântul și voi femeilor sau surorilor, sau uneori se adresează unor femei anume, dar acestea nu sunt cele mai multe ocazii din cuvântul lui Dumnezeu. Dar ținând cont că există și aceste ocazii, în restul situațiilor, destinatarii cuvântului lui Dumnezeu, destinatarii Bibliei, sunt de genul masculin. Fie că sunt menționați pe nume, epistola către Timotei, către Tit, către Filimon, către Ioan, și așa mai departe, fie că sunt folosite pronume masculine. Din nou, ideea nu este că femeile nu sunt importante sau nu contează așa de mult, dar de ce face asta cuvântul lui Dumnezeu? De ce face asta Dumnezeu? Folosește această adresare? Pentru că bărbatul are responsabilitatea să fie preotul casei, liderul spiritual, cel care trebuie să șeriască familia, cum și-a iubit Hristos, biserica, să-i sfințească, să-i îndrume cuvântul lui Dumnezeu. Spune Efeseni capitolul 6, capitolul 5, Hristos și-a iubit biserica și s-a dat pe sine însuși pentru ea ca să o curățească, să o sfințească, să o prezinte înaintea lui Dumnezeu fără pată, fără zbârcitură, fără niciun cusur. Aceasta este și responsabilitatea bărbatului. Să-și iubească soția și copiii și să facă orice, să se dea peste cap ca să-i prezinte înaintea lui Dumnezeu așa cum trebuie. Aceasta este. Acum știți că în religia iudaică,
la cuvântul lui Dumnezeu se duceau numai bărbații. Femeile se adunau într-o parte separată. Sigur că ei abuzau de lucrul acesta, nu au înțeles exact ideea care era de la Dumnezeu și de aceea nu și-au înțeles nici responsabilitatea, ei au luat numai privilegii și onarea din acest lucru, dar ideea este aceasta, că bărbatul are responsabilitatea apoi să implanteze în casa lui și în familia pe care i-a dat Dumnezeu cuvântul lui Dumnezeu. De aceea am citit noi aici în Efeseni capitolul 6 și versetul 4 și voi taților. Asta zice Dumnezeu. Și voi taților. Ce zice? Nu-i provocați la mânie pe copiii voștri. Știți? Este deja destulă nebunie în inima copilului. Destulă nebunie. Îi vedeți cum bat din picioare, cum vor să facă numai ce vor ei, cum vor să șmecherească, să propelească. Este deja destulă nebunie în inima copilului, încât nu mai este nevoie să fie stârnită această dezordine și nebunie mai mult decât este de un tată care nu-și cunoaște rolul și responsabilitățile în familie și în creșterea și în educarea copiilor. Și voi, taților, nu sporiți haosul și dezordinea din creșterea copiilor și din casa voastră și din relațiile dintre familia voastră, ci voi trebuie să aduceți calmul și armonia și ordinea și disciplina. Nu trebuie să întărâtați la mânie. Dumnezeu se așteaptă de la tată să aibă înțelepciunea și bibăcia necesară încât să știe când și cum să intervină și să ia inițiativa pentru a aduce și pentru a menține armonia în familie și nu pentru a stârni certurile și mânia în familie. Nu ca să facă gălăgie mai mare, ci ca să facă liniște. Și nu este ușor. Poate că este puțin mai ușor când este numai soțul și soția. Când este un copil, mai este când este doi, când este trei, când sunt patru. Din ce în ce mai greu. Nu este ușor. Dar este rolul tatălui. Nu interpretați la mânie. Dar ce să faceți? Spune creșteți-i. Creșteți-i. Acest cuvânt aici are ideea de a-i nutriționa, de a-i alimenta. Acest cuvânt este creșteți-i. Dați-le ce le trebuie, dați-le alimentația necesară ca să se dezvolte, să crească în mod sănătos. Și este vorba aici despre creștere spirituală, nu despre creștere fizică. Dar după cum în ceea ce privește creșterea fizică, un copil și un bebeluș are nevoie de o anumită rețetă nutrițională ca să crească, tot așa și aici spune, nu întărâtați la mânie, ci creșteți-i, ajutați creșterea lor. Dați-le nutriția corespunzătoare, alimentați-i cu ceea ce trebuie ca să producă creșterea lor spirituală și armonia în familia voastră. Și ce trebuie? Spunem mai departe. Creșteți-i sau alimentați-i cu ce? Cu disciplina și învățătura Domnului. Și voi, taților, este o adresare corectă, directă, și voi, taților, nu întărâtați la mine pe copiii voștri, ci creșteți-i în disciplina sau cu disciplina și învățătura Domnului. Bărbatul este responsabil de disciplina și ordinea familiei sale. Dacă există confuzie, dacă există zbierete și strigături, dacă există rebeliune, dacă există crize de nervi, inclusiv la bărbat sau la soție, ce să mai zic de copii, da? Eu fac crize de nervi când văd că într-o familie copiii sunt cei care au nervi. Ei sunt care au nervi. Da? Ei n-au nicio grijă și ei au nervi. De obicei le spun, dacă îmi permit cu părinții, lăsați-i pe la noi pe câteva zile și o să-i calmă. Dacă există astfel de crize de nervi și gălăgie și lipsă de armonie, și vă spun că există, nu există o familie în care să nu existe așa ceva. Dar ce vreau să vă spun este că bărbatul este responsabil. El trebuie să găsească soluție ca să elimine aceste crize de nervi, aceste strigăte, aceste rebeliuni, aceste disfuncționalități, această dezordine și să pună lucrurile în armonie și în ordine. Bărbatul este cel care nu-și face treaba atunci când există astfel de situații. Acum, ca și timp, sigur că femeia, în mod normal, dacă ascultăm ce zice Biblia, femeia se va ocupa mai mult de educarea copiilor, de creșterea lor, ca și timp. Da? Nici bunica, nici bona, nici grădinița, nici școala, nici nimic altceva.
Ca și tip, femeia trebuie să se ocupe cel mai mult de educarea copiilor. Cu toate acestea, ca și linii directoare, ca și autoritate disciplinară, lucrurile acestea revin bărbatului. Adică, ce înseamnă asta? Asta înseamnă că fiecare copil trebuie să știe bine că dacă nu-și respectă mama și nu ascultă, va avea de-a face cu tata cu mine acasă. Trebuie să știe foarte bine că lucrurile stau în felul acesta. Și bărbatul este cel care trebuie să reglementeze lucrurile acestea. Spune începutul capitolului 6. Copiii, ascultați-i Domnul de părinții voștri ce este drept. Cinstește-l pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o promisiune. Ca să fii fericit și să trăiești mulți ani pe pământ. Dacă mi-am amintesc bine, am folosit acest pasaj de ziua mamei. Ce mamă nu vrea ca pentru copiii ei să fie fericiți? Ce tată nu vrea ca familia lui și copiii să fie fericiți? Vrem. I-a învățat să cinstească mama, să cinstească tata, să asculte? Sau zbiară, răspund înapoi, dau din picioare, fac gălăgie? Cine o să învețe? Noi trebuie să învățăm. Părinții. Și este responsabilitatea tatălui să se asigure că ei, copiii, vor fi învățați să-și respecte mama și tata, să-și cinstească, să asculte. De ce? Pentru că vrem să fie fericiți. Vrem să fie binecuvântați de Dumnezeu și zilele lor să li se lungească. Acum, disciplină. Ce înseamnă disciplină? De multe ori avem o idee eronată despre acest cuvânt. Disciplină înseamnă ordine. Asta înseamnă disciplină. Și bărbatul este cel responsabil pus de Dumnezeu în familie ca să mențină această ordine și să genereze această ordine. Ordinea nu se întâmplă în mod normal. În mod normal, pe pământul acesta și în lumea aceasta, în mod normal, natural, dacă nimeni nu face nimic și nu intervine, este dezordine, este haos, este distrugere. Totul se distruge, nu se ordonează. Dacă vrei ca ceva să fie ordonat, să fie pus, atunci trebuie să intervii. Trebuie să faci ceva ca să fie ordine. Și bărbatul trebuie să genereze și să mențină această ordine sau disciplină în familie. De asemenea, cuvântul disciplină înseamnă sau are de a face cu discipol. De aici vine cuvântul. Disciplină, discipol. Adică să faci disciplină înseamnă într-un mod ordonat să faci un discipol. Și asta trebuie să facă tații. Trebuie să facă în familia lui ucenici sau în familia lor ucenici, discipoli. Acesta este rolul disciplinei. Să-și învețe copilul, să asculte, să fie așa cum trebuie, după cuvântul lui Dumnezeu. Discipol. A educa într-un anumit spirit. Asta înseamnă disciplină. A învăța. Ne amintim în Geneza, capitolul 18, versetul 19, Dumnezeu spune despre Avram. Spune că ce îl cunosc și știu că va porunci copilul lui după el să țină calea Domnului. Ce mare binecuvântare ca Dumnezeu să spună despre mine așa și să spună despre tine dacă ești un tată așa. Ce mare binecuvântare. Eu îl cunosc și știu. Nu că va ruga frumos, nu că se va amilogi pe la copiii lui. Spune că va porunci. Este stabilit. Amintiți-vă de marele preot Eli, da? Îi zic bine? De la Shiloh. Copiii lui nu țineau calea Domnului și erau o pricină de potignire. Și Dumnezeu i-a spus și el, i-a zis și el copiilor lui, păi i-am zis, da? Nu mă bag în seamă. Nu este același lucru cu Avram? Dumnezeu spune, știu că nu se va lăsa până când nu va realiza lucrul ăsta. Va porunci și nu va lăsa altă cale copiilor lui decât să asculte de Dumnezeu. Și acesta este rolul de tată spiritual al bărbaților. Bărbații sunt responsabili de învățătura care pătrunde sau care nu pătrunde în casele lor. Și aceasta ar trebui să fie învățătura Domnului. De asta spune aici, creșteți în disciplina și învățătura Domnului. Care sunt informațiile care pătrund în casa noastră? Ce au copiii noștri? La ce sunt martori? Ce văd? Ce învață? De unde? De la cine? Este responsabilitatea bărbatului. Dacă copiii mei cunosc mai mult învățătura lumii sau ce este la modă, sau învățătura științei sau a școlii, sau jocurile video, sau filmele, sau desene animate, decât cuvântul lui Dumnezeu, este responsabilitatea tatălui. Creșteți în disciplina și învățătura Domnului.
Aceasta este responsabilitatea taților. Iată ce onoare, dar în același timp și ce responsabilitate acordă Dumnezeu bărbaților. Vreți să știți de ce nu este familia așa cum trebuie în lumea în care trăim? De ce sunt familiile, mă rog, distruse, destrămate, neîntemeiate și așa mai departe? De ce sunt mulți tineri care nici măcar nu vor să mai gândească să-și întemeieze o familie pentru că nu prea au văzut modele de familii de succes? De ce? Pentru că nu respectăm lucrurile pe care le spune Cuvântul lui Dumnezeu. Omul crede că este mai deștept. În secolul 21, el știe mai mic. Acum lucrurile nu mai trebuie făcute așa cum au fost scrise aici. Biblia este o carte veche. Dumnezeu acordă o mare responsabilitate bărbaților. Rolul de tată biologic, rolul de tată pământesc și mai ales rolul de tată spiritual. Și voi, taților, aveți grijă cum vă îndepliniți aceste roluri. Nu doar că Dumnezeu va fi onorat de felul în care vă îndepliniți aceste roluri, dar și familia voastră va fi binecuvântată. Și copiii voștri vor fi fericiți. Și cei din jurul vostru vor fi încurajați că se poate, în secolul 21, să-ți întemeiezi și să-ți conduci o familie, da, după aceste principii pe care unii le consideră primitive din Cuvântul lui Dumnezeu și înapoiate. Dar nimeni nu mai face așa. Ba da? Mai sunt câțiva care fac. Puțini, într-adevăr. Domnul Iisus Hristos spune asta de la început. Sunt puțini cei care merg pe calea îngustă. Puțini sunt, nu mulți. Creștinismul este mare, pocăiții sunt mulți, dar sunt puțini pocăiți care iau în serios Cuvântul lui Dumnezeu. Puțini sunt. De ce nu vrei să fii tu între aceștia care să iei în serios aceste roluri pe care le atribuie Dumnezeu prin Cuvântul tău? Și voi, taților, aveți grijă. Cum vă dați de seamă și cum luați în serios aceste roluri? Creșteți-vă copiii în ascultare, în disciplină și în învățătura Domnului, pentru ca ei să fie fericiți și familia binecuvântată.